Implementarea programului în Botoșani s-a făcut cu ajutorul Bibliotecii Județene Mihai Minescu, iar asta pentru a îndemna cât mai mulți tineri să facă un pas important spre o carieră înfloritoare, spun reprezentanții bibliotecii. Avem plăcerea de a lucra foarte, foarte bine cu Departamentul de Stat al Statelor Unite, respectiv Ambasada Americană. De câțiva ani suntem într-un protocol care ne-a permis efectuarea unor activități mai deosebite. Iată, acum avem oportunitatea acestui an de liceu gratuit în Statele Unite. Noi, bineînțeles, suntem difuzori ai acestui proiect. Fiecare bursier va locui timp de aproximativ 10 luni ca membru al unei familii americane și va studia într-un liceu american. Familiile gazde sunt selectate de către program, bursierii neputând interveni asupra acestei selecții și nici alege familia gazdă sau comunitatea în care vor locui. Oportunitatea de a sta în Statele Unite, de a învăța acolo pentru un an, de a învăța, bineînțeles, și limba la nivel conversațional, de a cunoaște familii americane, pentru că ei vor fi găzduiți. Sigur, vor fi găzduiți de familii americane, înseamnă extraordinar de mult, înseamnă o treaptă pentru orice tânăr. Competiția pentru bursele Flex este bazată pe criterii meritorii și nu presupune niciun cost pentru elevii români de clasele a 9 a 11 la momentul înscrierii. Aceștia trebuie să fie născuți între 15 iulie 2001, 15 iulie 2004 și să îndeplinească condițiile de eligibilitate aferente fiecărui an de selecție. Proiectul se adresează tuturor elevilor din clasele 9-11, astfel încât să nu fie afectat finalul de liceu. Anul acesta petrecut în Statele Unite va fi valabil, deci nu înseamnă că au pierdut un an de studiu în România, deci el se va echivala în România. Și, bineînțeles, va fi o experiență deosebită. Ideea de a merge pe continentul american pentru a studia pare destul de încântătoare, însă candidații care se înscriu la acest program trebuie să știe că sunt niște etape de selecție destul de riguroase. Sunt două etape pe care cei care doresc să se înscrie la proiect și subliniez până în 16 octombrie, două etape pe care trebuie să le treacă. Prima este puțin mai simplă de dosare, a doua, sigur, va fi la nivelul ridicat de conversație, eseu și așa mai departe. Dar sunt sigură că și din Botoșani vor fi câștigători. Programul Flex este recunoscut de Ministerul Educației și este dedicat și elevilor cu dizabilități de clasele a 8-a, a 11-a, indiferent de data nașterii. Cei interesați să se înscrie în competiția burselor Flex sunt invitați să acceseze site-ul Bibliotecii Județene.